Ideea, deci, de la care am pornit este că actul de justiție este incomplet atâta timp cât nu am recuperat și bunurile ilicite. Pentru ca actul de justiție să fie credibil și complet, este importantă nu doar pedeapsa care este acordată, dar și recuperarea bunurilor obținute ilicit, pentru că altfel riscăm să slăbim actul de justiție și să slăbim forța deciziei sistemului judiciar.